Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată în care vreau să văd, iubiții mei, dacă se schimbă ceva în relația noastră cu această persoană. Dacă își schimbă în gândurile, dacă își schimbă viitorul, dacă schimbă absolut tot ce trebuie să așteptați dumneavoastră în această conexiune. Ca de obicei, drăguții mei, ați văzut că aleg teme diferite de fiecare dată. Este o etalare generală, vom vedea cu siguranță mult mai multe mesaje și lucruri de care trebuie să știți. Este o etalare în care vom începe cu oracolul ca de obicei. Astăzi am ales oracolul lui Keeper, după care vom trece la tarotul de Marsilia. Drăguții mei, cei care doresc etalări au aici numărul pe măsuță, la fel în descrierea acestui video. Vă aștept cu drag oricând e-mailul și telefonul, în măsura în care aveți nevoie pentru dumneavoastră personal. Haideți să vedem ce ne spun energiile, moment în care am să profit și am să spun bine a venit, bine ați venit la toți cei care sunteți în direct. Bine ați venit toți cei care vă uitați și după, drăguții mei. Mulțumesc frumos pentru gândurile frumoase, pentru comentariile pe care mi le-ați lăsat, pentru tot ceea ce mi-aportați dumneavoastră de fiecare dată. Vă iubesc pe toți și mulțumesc mult de tot. Sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce reprezentați pentru mine. Iubiții mei, haideți să vedem ce ne spun astăzi energiile. Vom alege trei, ca de obicei, pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce se întâmplă. Da, avem aici foarte multe persoane îngândurate, persoane care încă se gândesc la ce o să fie, cum o să fie și dacă se va mai schimba ceva în bine. Le vedem imediat în detaliu. Dragii mei, dragi, începem cu prima energie, numărul 7. Este clar că pentru foarte mulți aici, iubiții mei, ajunge acel telefon, acea scrisoare, acel mesaj, acea comunicare, acel bună, te iubesc, mi-a fost dor. Hai să vedem ce facem mai departe. Am multe să-ți spun, te aștept încă în viața mea, da? Deci toate aceste energii sunt în această cărticică minunată cu numărul 7. Și evident, dragii mei, este o carte a iubirii, este o carte a interesului, pentru că evident că atunci când nu vrem să știm nimic de nimeni sau nu ne interesează de nimeni, nici nu mai intrăm în viața acelei persoane, nici nu mai căutăm să știm despre el sau despre ea ce fac, pe unde sunt și care le mai e situația. Văd aici că această persoană nu te-a uitat absolut deloc. Este o energie, dragii mei, care clar a fost pregătită mai de demult pentru dumneavoastră, da? Deci o energie care această persoană a manifestat-o și a dorit din nou apropierea cu tine și ar dori din nou să comunice și aceste mesaje vor veni foarte curând pentru majoritatea dintre dumneavoastră, da? Deci poștașul sună la ușă. Haideți să vedem, drăguții mei, a doua energie cu numărul 2. Aici este vorba de dumneavoastră și de faptul că în ultima perioadă ați început să vă iubiți, ați început să înfloriți, sunteți o persoană care știe ce își dorește în viața asta, o persoană cu adevărat fericită. Aș putea spune că încet, pentru foarte mulți, ați ajuns la acea etapă, să zicem, sau la acel stadiu, dragii mei, în care sunteți absolut mulțumiți cu ceea ce ați devenit, cu felul în care vorbiți, cât de înțelepți sunteți, cum vă mișcați în viața asta și de absolut toate realizările dumneavoastră. Pentru că veți da importanță persoanei dumneavoastră și nu este lucru puțin, dragii mei, pentru că atunci când noi ne iubim pe noi și ceilalți din jur ne vor iubi, nu uitați că ceea ce arătăm pentru persoana noastră se oglindește de la ceilalți de lângă. Bun, drăguții mei, mergem la a treia energie și nu cea din urmă. Este ultima, dar nu cea din urmă, așa. Avem numărul 33, unde aici văd într-adevăr o mare preocupare. O preocupare a dumneavoastră pentru ceva care s-a întâmplat mai de mult și la care nu găsiți soluții. Iată că apar și soluțiile, iubiții mei, pentru că preocuparea aceasta, după cum vedeți, are în spate un geam cu foarte multă lumină și această persoană, deși nu știe încotro să o ia sau este foarte frământat de ceea ce i s-a întâmplat sau de ceea ce i se întâmplă în acest moment, aceste gânduri nu-i dau pace, va găsi soluția revelatoare. Dragii mei, este o energie care, deși pare aici foarte încrâncenată sau foarte concentrată în ceva ce nu are soluție, credeți-mă că va avea soluție. Exact cum spunea și tatăl meu, toate au în viața asta soluție, numai moartea nu. Da? Deci, cred că asta va fi energia a unei soluții pe care o așteptați de mult și toate aceste frământări, iubiții mei, vor dispărea. Haideți să vedem acum și tarotul de Marsilia, ce vrea să ne povestească. Așa cum am spus, dragii mei, dacă această persoană se mai gândește, care sunt gândurile, intențiile și ceea ce trebuie să știți dumneavoastră pentru mai departe, care vor fi schimbările și ce va fi între amândoi. Dumneavoastră, el sau ea, în funcție de cei care mă ascultă, domn sau doamne. Bun, le amestecăm bine, 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 ca să fie cât mai bine amestecate, dragii mei.
nu de altceva, dar sunt noi și se lipesc destul de tare și n-aș vrea să vină cărți greșite pentru dumneavoastră. Asta era toată ideea. Avem aici o persoană, wow, avem niște persoane super, super supărate, dragii mei. Dar haideți că le vedem imediat împreună. N-au mai ieșit de mult așa direct, trei personaje. Este un domn între două doamne, cum era vorba, între două nu te plouă, nu? Sau între doi cu amândoi. Așa, haideți să vedem, drăguții mei, ce vor să zică astăzi cărticelele de tarot. Avem și multe semne, dar să știți că majoritatea sunt bune. Adică sunt semne foarte, foarte bune. V-am zis oricum să vă uitați și la ascendent. Deci, ca semne, drăguții mei, avem Capricorn, avem Berbec, avem Vărsător, avem din nou Capricorn, avem o Fecioară, avem Pești, avem Leu, avem iarăși Capricorn, avem Pești, avem Rac, dragii mei, avem Scorpion, avem Săgetător și o Balanță. Ultima carticică aici este Rac sau Pești din nou, da? Iubiții mei, haideți să vedem. Avem aici, am început în forță, cu o regină cu fundul în sus, un împărat și o altă regină, da? Chiar n-am zis o glumă între două, nu te plouă, mie mi-e clar aici că a fost aici războiul stelelor între dumneavoastră cineva și altcineva, da? Deci cineva ăsta e persoana la care te gândești, iar altcineva este acea energie, fie că este o altă femeie, un alt bărbat între dumneavoastră și el sau ea, fie că este familia politică, v-am zis, poate să fie oricine altcineva, sau o energie de orice fel, pot fi energie negative, distanțe, joburi, țări peste mări și așa mai departe. Dragii mei, cel mai probabil aici cineva s-a văzut între ciocan și nicovală, sau între perete și ușă, sau cum era într-o menghină, da? Deci îl văd aici prins absolut, chit că sunteți dumneavoastră sau cealaltă persoană, văd aici o persoană care n-a știut pe unde să scoată cămașa. Vai de el sau vai de ea între două lucruri pe care le-a făcut total alandala, da? Deci văd aici acea energie a unei persoane care se gândea să vin la tine, să nu stau cu tine, să rămân cu cealaltă, să rămân cu celălalt, să mă duc acolo, să nu mă duc dincolo. Deci o harababură în capul său, însă o persoană destul de încăpățânată, care și-a pus toate forțele în contra atunci când s-a supărat, da? Deci văd aici o persoană cu o voință de fier, nu vorbim neapărat de zodii, cât de ideea că împăratul este cel care taie și spânzură, este un personaj foarte important în tarot, este acea personalitate care e puțin probabil să o poți domoli sau să o îmblânzești. Și dacă persoana asta dumneavoastră era cineva așa foarte plin de el, cu nasul pe sus, o persoană care nu făcea decât ce vroia, când vroia și așa mai departe, nu înseamnă că e ceva de rău, Doamne ferește, dar este un om care nu s-a lăsat, cum să vă zic, dus de sentimente, dus de nimic altceva decât de mintea sa, de puterea sa și de faptul că a crezut el că le face mai bine ca toți. Iată că n-a ieșit deloc bine, pentru că automat una din persoane este șifonată, este supărată, poate este chiar dumneavoastră această regină de monede invers, care i-a oferit stabilitate, i-a oferit o viață frumoasă, i-a oferit totul pe tavă, i-a zis hai să facem totul pentru noi doi, să ridicăm un imperiu de la zero, da, metaforic vorbind. Și acest împărat încă a apărat pe altcineva sau s-a dus spre altcineva, posibil cu care avea obligații, pentru că apar aici, dragii mei, după aceea și cărțile despre copii, despre casă, despre bani și despre tot ceea ce această persoană cred că avea în spatele său, da? Numai că nu și-a adus întreaga curte în viața ta, dar nu despre asta este vorba, vorbim aici de metafore, ci de faptul că această persoană nu a știut încotro să o ia. Văd că acum, după ce simte că te-a pierdut, pentru că aveți aici un trecut frumos, dar cu final tragic, da, foarte mulți dintre dumneavoastră, văd aici multă magie între amândoi, văd aici multă bucurie și lumină pe care tu, așa cum am spus și în alte taleri, dragul meu, draga mea, i-a adus acestui om. Doar că, vezi tu, această persoană nu și-a ascultat inima, nu ți-a dat răspunsuri atunci când vrei să le primești, tu ți-ai pierdut speranța, ai văzut că totul a fost degeaba și aici cineva s-a retras sau spune nu mai pot, da? Deci cred aici că cineva a dat spatele unei povești incredibile pentru că această persoană nu a făcut alegerea potrivită sau s-a întors într-o zonă de confort sau a ales total altceva decât iubirea dintre voi. Mai văd aici că este foarte înconjurat și de persoane false. După cum știți aici că luăm simbolic, semnele de aer, adică spadele, dragii mei, sunt în general persoanele acelea care taie în carne vie, care nu se uită la ceilalți și care calcă pe cadavre. Dar nu înseamnă acum că toți cei care sunt într-un semn de aer sunt așa. Era ideea de persoană rece. Vorbim de personalitate, nu de zodii, da? Este o persoană clară în spatele acestei persoane drastice
care ori a pus niște, ori, iertați-mă, ori a pus niște piedici între amândoi, ori a blocat această persoană, ori a existat aici șantaje de orice fel emoționale, financiare, etc. Da? Deci nu cred că omul ăsta nu te-a iubit. Cred că pur și simplu atunci când a fost descoperit sau când tu i-ai cerut mai mult decât putea și n-a putut să iasă din faza aceea de relație cu tine, n-a putut să ajungă mai departe, n-a putut să-ți pună o casă sau o viață întreagă la picioare, sau a avut acea tendință de a alege ceea ce avea înainte pentru că credea că acolo unde are familia sau ce lăsase el erau lucruri mai importante, văd aici că și-a riscat marea iubire cu tine și te-a pierdut, dar dragoste să știți că a fost. Ceea ce văd aici e clar că tu acum te simți neîndreptățit, parcă i-ai dat papucii, ai tăcut, l-ai blocat, nu vrei să te mai uiți ce mai face, nu l-ai mai urmat în nicio situație, v-ați săturat să fiți pe locul doi, mai ales cei care stați în trio, în relații secrete, drăguților, și sunt foarte multe luni sau chiar ani pentru unii care dumneavoastră ați aștepta ca această persoană să cumpere. Când zic să cumpere relația cu tine, să stea cu tine, să te aleagă pe tine, să fiți voi bine. Și de unde vezi să nu, această persoană te-a vândut, da? Cu toate astea, îi pare rău, pentru că văd aici o părere de rău profundă. Stă, dragii mei, acum, suferă, se gândește, pentru că aici spânzuratul este această persoană care nu mai își vede capul cu situația în care a intrat, da? Se pare că a fost foarte conflictual sau a lucrat lucruri pe la spatele tău. Sunt foarte multe dependențe, să știți, materiale în această persoană. E un om care poate iubește banii, iubește viciile, iubește viața, libertatea și, evident, pe tine la acel moment poate, într-o formă sau alta, te-a folosit, dar nu te-a folosit cu intenția de a-ți face rău, ci pentru că tu, pur și simplu, te-ai lăsat în mrejele acestei persoane ca să facă ce a vrut din tine, în sensul că tu-l iubeai și i-ai oferit tot, da? Deci nu în sensul rău, ci în sensul că dacă noi dăm puterea asupra noastră altor persoane, dragii mei, credeți-mă, nimeni nu o să spună, vai săracul, săraca, hai să-l protejez. Nu, vor da bice și vor merge înainte pe acea cale pentru că li se permite. De-aia vă spuneam și în videourile trecute de limite și de să vă iubiți și să nu permiteți aceste lucruri. Drăguții mei, simt acum că mulți vă concentrați pe dumneavoastră, că a fost greu să asimilați tot ceea ce s-a întâmplat în viața acestei persoane. Pentru că n-a fost ușor să vedeți la distanță, poate cum punea poze, cât de fericit și de drăguț e acum, cu cine e, pe unde se plimbă, ce face, ce familie fantastică, etc. Da, fiecare în funcție de ce știți că aveți relația cu acest om. Nu văd momente ușoare și mai văd aici că a reușit această persoană ce n-a reușit nimeni, să vă pierdeți încrederea total în ideea de dragoste, da? Deci ați mai avut relații, ați mai fost unii căsătoriți sau relații de mulți ani, dar ce a făcut persoana asta cu tine și cu sufletul tău? N-a făcut nimeni, da? Și dragii mei, iar o să întrebați, da, de ce? Simplu, este vorba de multă karmă, este vorba de o relație care vine din alte vieți, este vorba de cineva aici care a avut de plătit o poliță și care, evident, în acest moment va fi eliberat și mult mai bine, da? Pentru că dacă nu se trecea prin tot acest calvar, dragii mei, ca să vorbim așa în termeni rusești, dacă nu se trecea prin acest calvar, prin această dramă în viața noastră, nu ar fi învățat nimeni niciunde e locul, nici cum trebuie să iubească și nici cum trebuie să facă lucrurile. De altfel, îl văd pe omul ăsta că poate încă este fata tatei, băiatul mamei, la modul că ține foarte mult cont de familia politică sau de unul din frați sau de una din surori și este o persoană care înceată nu prea și-a luat deciziile pe cont propriu, dragii mei. Întotdeauna a lăsat familia sau alte cunoștințe să se bage și niciodată n-a fost pe picioarele sale 100% cu deciziile personale. Vedeți, dumneavoastră, încrederea asta în oameni, mulți dintre prieteni îi spuneau anumite lucruri sau îl mințeau, nu erau cine păreau. Sau poate aici au fost oameni care au spus nu e potrivit, nu e potrivită pentru tine, uită-te din ce relații vine sau uite ce probleme are și în loc să vă picteze ca pe o minune, da? V-au pictat ca pe ai grijă, nu te băga, că ce ai să pățești acolo vai de tine, da? Deci v-au făcut o reclamă foarte proastă persoanele din jurul lui sau persoanele chiar din jurul dumneavoastră pe care le-ați crezut prietene. Nu m-ar mira pentru mulți aici ca aceste persoane care s-au băgat între amândoi să fie super cunoscuți sau să fie prieteni sau să fie apropiați, nu știu, colegi, persoane care știind că nu să țiți împreună ar fi trebuit niciodată să nu vă facă rău să se bage. Dar vedeți, dumneavoastră, asta este ființa umană, uneori face și rău cu voie, fără voie, iar dumneavoastră văd aici că v-ați simțit bine în pielea dumneavoastră până când ați aflat de această trădare profundă, da? Ce pot să spun e că vă preocupați, dragii mei, ceea ce în acest moment gândești și ceilalți. Poate că înainte nu vă păsa de gura lumii, dar acum vă văd într-adevăr că v-ați focusat foarte mult pe dumneavoastră, pe viitorul dumneavoastră, pe ce aveți de făcut ca să fiți bine. Văd că puneți la cale niște cumpărături, aveți unii niște călătorii sau
poate chiar împrumutați niște bani ca să faceți mai mult în viața asta sau începeți niște cursuri noi, pentru că, dragii mei, văd aici examene și succese pe care le veți avea în perioada următoare și clar aceste lucruri vor ajunge și la urechea acestei persoane. Uite-mă că a reușit, are un job super bun, s-a băgat în funcția aia, a luat examenul ăla, s-a mutat în țara aia unde a spus și a cumpărat casa, mașina și pe picioare proprii. Da, deci dumneavoastră sunteți văzuți de această persoană ca o persoană într-adevăr de succes, pentru că văd aici că dacă până acum poate nu credeam dumneavoastră acest om sau vă lua un pic în derâdere, la modul că nu vă credeam în stare de multe lucruri, da? O să arătați că ați putut, că puteți și că o să puteți și de acum încolo și că ați reușit în tot ceea ce v-ați propus. Deci dacă credeau că nu sunteți niște persoane pe care să se bazeze extraordinar de bine, acum vor vedea cât de mult au greșit. Și acolo unde sunt acești oameni, dragii mei, credeți-mă că au parte de situații în care nu vreți să fiți. Văd aici pur și simplu biciuiți de situații în care au ajuns fără să-și dea seama o încărcătură emoțională negativă pe care o au cu familia cealaltă sau cu cealaltă femeie sau bărbat care nu ești tu. Nu au nimic ok, nu este nimic bine în viața sa, foarte multă tristețe, foarte multă delăsare și cred că mulți aici, dragii mei, sunt de-a dreptul în depresii și au foarte multe toxicități și mult stres, da? Deci lucruri pe care vedeți noastră, viața le plătește și lor, pentru că dacă credeau că vor pleca și se vor spăla pe mâini fără să fie nevoie de nimic, iată că nu este așa. Evident, acest om încearcă să fie astăzi autentic. Spun asta, dragii mei, pentru că poate că nu se aștepta să poată să repare ceva ce luni de zile sau ani a lăsat greșit între voi amândoi, da? Poate că tu realizezi că nu mai rezonezi cu ce îți oferă omul ăsta sau nu merge către ceea ce vrei tu, pentru că, dragii mei, v-ați schimbat și dumneavoastră obiectivele, da? Cu toate astea, nu vrea să fie lăsat în spate, nu vrea să fie părăsit, nu vrea să fie lăsat acolo unde e, pentru că simt aici, dragii mei, că bate în retragere și va reacționa fix așa cum tu de mult i-ai spus să o facă și nu o făcuse, da? Probabil că această distanță, această răcire, să spunem, această etapă în care văd aici că parcă nu vă mai interesați unul de altul sau faptul că tu l-ai dat la o parte sau el pur și simplu a crezut că nu o să-i mai deschizi niciodată nici ușa, nici viața și nici să poată să comunice cu tine, e clar că se va schimba. Pentru că, dragii mei, relația asta realizează și el în al 15.000-lea ceas, cum se spune, că a fost binecuvântarea vieții sale, da? Îl văd aici foarte trist, îl văd aici venind dintr-o energie în care, în final, aprecia ce ai făcut pentru el. Sunt schimbări majore, dragii mei, sunt schimbări majore, pentru că aceste schimbări majore vin aici cu fix cu această părere de rău, cu toate aceste minciuni și înșelăciuni pe care această persoană, fără să vrea, ți le-a făcut sau cu ceva cu ce te-a rănit. Pentru că nu te-a uitat și deși are și el acum o viață grea și mult încercată, omul acesta vrea să aducă sau să readucă, mai bine spus, bucuria pierdută între amândoi, da? E clar că s-a ridicat de la pământ încet, are tot felul de gesturi pe care ar vrea să le facă față de tine, simt aici că poate se uită peste niște imagini împreună sau revede, dragii mei, locuri în care ați trăit și ați fost. Simt aici foarte multă dragoste și nevoia aceea de protecție, de a se implica cu adevărat de la acest om, da? De schimbările astea îl fac să nu se mai păcălească singur, din potrivă, să vadă aici că dacă va continua să mintă și să înșele, nu se va întâmpla nimic bun. Ceea ce va face această persoană, dragii mei, e clar că va face pace cu trecutul său. Da? Vrea să fie lângă tine, dar înainte de asta are de lăsat foarte multe lucruri în condiții. Da? Are de lăsat situația, are de lăsat case, are de lăsat bani, are de lăsat copii, dar vrea să le facă bine ca niciodată nimeni să nu mai vină după el să-i scoată ochii, să fie folosit de tot felul de situații din care n-a ieșit cu bine sau să închidă acea ușă cu trecutul definitiv încât toată lumea să fie la locul ei mulțumită. Pentru că această decizie, cred eu că pentru mulți dragii mei, va fi decizia finală. Și chiar dacă niciunul până acum poate nu ați fost de acord cu felul în care mergea viața între amândoi sau cum ajunsese această relație de ciudată, că existau aici vorbe aruncate aiurea, tot felul de discuții între amândoi pe care nu le meritați, vă certați din cauza altora de 100 de ori, erau aici situații în care poate era și gelozie și nimeni n-avea încredere în celălalt, poate de multe ori din cauza distanței și a celor răuvoitori, dar dragii mei, văd aici că va avea o reacție foarte controlată această persoană. În final, ceea ce spune va face, da?
te va alege, va face în așa fel încât lucrurile, cupa aceasta a iubirii, dragii mei, pentru că văd aici că vrea să ia ceva de la zero cu tine, se va manifesta, da? Se va manifesta într-un mod foarte pur. Nu mai vrea să te dezamăgească, nu mai vrea să reacționeze dur, nu mai vrea să te vadă cu lacrimi în ochi, pentru că, dragii mei, aici tu mult timp ți-ai hrănit sufletul cu speranța aceea oarbă că persoana asta se va schimba sau va face lucrurile așa cum tu ți le-ai imaginat. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat până acum, da? E clar că ai explodat lucruri în viața sa, sunt situații în care poate, știți cum e, a încercat el să-și țină în frâu viața și n-a mai putut și a dat seama că este manipulat și el ca o păpușă cu oațe de către ceilalți. Și, dragii mei, evident, vrea să renunțe la acest statut de a se împărți în mai multe locuri și a nu fi fericit în nicio parte. Pentru că oamenii care au, în general, vieți duble sau oamenii care nu știu ce să aleagă, evident că nu pot fi fericiți pentru că niciodată nu sunt mulțumiți cu ceea ce au. Văd că această suferință, deci din trecut, se va duce pentru amândoi. O schimbare foarte mare, dragii mei, sentimente foarte frumoase, sentimente care până acum, poate această persoană nu le exprima, le va exprima față de tine, vei fi încântat să auzi așa ceva și, dragii mei, văd aici o iubire care, într-adevăr, va porni de la zero pentru amândoi, da? Deci pentru foarte mulți dintre cei care mă ascultă, va fi aici o revenire, o cupă a dragostei, o situație în care această, să spunem, iubire pe care până acum a ținut-o așa calmată și care nu credeți că o să se mai întoarcă vreodată, va prinde din nou aripi sau va înflori pentru majoritatea dintre cei care mă ascultă. Deci foarte frumoase energiile, drăguții mei, îmi place ce văd, vine din nou dragostea pe strada dumneavoastră. Și această persoană, pentru mulți, mai ales pentru cei care erați în situații diferite, ciudate și nu se știa încă ce se va întâmpla, va alege, drăguții mei. Și într-adevăr, de data asta, se va alege cu sufletul. Mai scot câteva litere, dragii mei, și gata. Perfect. Bun. Drăguții mei, avem litera H, avem litera B, avem litera L, avem litera R, dragii mei, litera F, litera V, litera U, litera D, litera P, litera E, litera T, litera Y, litera O, litera S și litera A. Chiar au ieșit foarte multe. Și mai avem aici, iertați-mă, litera C. Perfect. Deci chiar au ieșit foarte multe, dragii mei. Sper să corespundă cu cât mai mulți dintre dumneavoastră. Da? Aici se repete două litere, dar nu e nicio problemă. Eu sper să fie cât mai multe inițiale de la cei de la care v-ați gândit, dragii mei. Și dacă nu în capăt de lume, cu siguranță vor ieși și data viitoare. Eu sper să vă fi plăcut tot ceea ce am văzut aici împreună. Nu uitați să-mi lăsați like-uri, comentarii, sugestii. Dragii mei, ca de obicei, abonați-vă, apăsați pe clopoțel și tot ceea ce doriți dumneavoastră să-mi scrieți din suflet, vă aștept cu drag. Mulțumesc mult încă o dată pentru că ați fost cu mine. Cei care vor detalii private au telefonul aici și în descrierea acestui video îl găsiți dacă aveți nevoie pentru ceva privat și strict pentru dumneavoastră. Și vă aștept cu drag și data viitoare. Vă pup! Pa, pa!